Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă porție de sănătate, porție pe care vă oferim cu tot dragul în fiecare zi, de luni până vineri. După cum bine știți, în fiecare ediție a emisiunii noastre abordăm câte două subiecte medicale, iar în prima parte vom vorbi despre artrită, dar și despre beneficiile pe care le are laserul terapeutic în lupta cu artrita. De ce este bine să avem fiecare dintre noi acasă laserul terapeutic? Aflăm astăzi de la invitata mea, doamna Gabriela Vâlcea, manager general la o firmă ce se ocupă cu laserul terapeutic. Bună ziua, Gabriela! Îmi face o deosebită plăcere să fii alături de noi. Bună ziua și mulțumesc încă o dată de invitație. Dragilor, încă de la începutul acestei părți vreau să vă anunț că pe micul ecran este afișat un număr de telefon 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi sau ne puteți trimite mesaje. De asemenea, și pagina emisiunii noastre Sănătate înainte de toate EtnoTV vă stă cu tot dragul la dispoziție. Dacă aveți întrebări, intrați acolo, ne lăsați întrebările, iar răspunsurile le primiți a doua zi în direct. Dragă Gabriela, astăzi vorbim despre artrită, despre beneficiile pe care le are laserul terapeutic în lupta cu artrita. Ce este artrita, unde se localizează și pe cine afectează în special această boală? Îți mulțumesc tare mult că m-ai invitat să discutăm despre acest subiect pentru că merită atenția noastră. Dacă avem impresia că artrita este o boală a lumii moderne, nu este tocmai adevărat. Ea este recunoscută ca una dintre cele mai vechi boli ale oamenilor, dar și animalelor. Și posibil să avem impresia că afectează doar persoanele în vârstă, însă 3 din 4 suferinți de artrită au sub 65 de ani și, foarte important, artrita nu are o formă de vindecare completă sau de tratament standard, însă artrita putem să-i facem față cu succes. Da. Câte feluri de artrită există? Astăzi o să ne îndreptăm atenția asupra tipurilor de artrită pe care clienții noștri reușesc să le facă față cu aparatul pe care noi îl distribuim. Categoric, cea mai răspândită este osteoartrita, când cartilajele se strică, de obicei apare odată cu înaintarea în vârstă, afectează pensionarii. În general, se localizează la nivelul mâinilor, genunchilor, picioarelor, spatelui. Apoi ar fi artrita reumatoidă, care seamănă foarte mult cu osteoartrita, însă nu este la fel de răspândită și adeseori se confundă un lucru care poate cauza probleme. Încheieturile sunt în flăcări, deoarece artrita reumatoidă presupune inflamații la nivelul încheieturilor, se poate localiza peste tot, de aia auzim mai des de poliartrita reumatoidă. De menționat, fibromialgia, o afecțiune care este nu la fel de înțeleasă, practic dureri care se localizează peste tot. Spondilita anchilozantă la nivelul spatelui afectează aproape 3 bărbați, mai mult bărbații decât femeile, de 3 ori mai mult. Artrita guta sau artrita regilor, artrita psoriazică, care seamănă mult cu artrita reumatoidă, dar afectează circa 10% din cei care suferă de psoriazis. Ce înseamnă să trăiești cu artrita? Uite, aici aș vrea să acordăm mai multă importanță, mai mult decât explicația ceea ce înseamnă artrita, vreau să ne gândim la pacienții care suferă de artrită, ce înseamnă pentru ei, cum poate influența atitudinea lor vis-a-vis de această boală, ce au ei de făcut ca să recâștige controlul asupra vieții. A trăi cu artrită, uitându-mă la toți clienții noștri suferinți de artrită care au achiziționat aparatul laser, este ca și cum ai fi într-o permanentă stare de război. Când ești ținta unor atacuri directe, acele episoade dureroase, când mai beneficiezi de scurte răgazuri, dar într-o permanentă hărțuială cu dușmanul acesta, artrita. A trăi cu artrită înseamnă să nu poți să strângi obiecte în mână fără să fii afectat de dureri îngrozitoare. Sunt cazuri în care artrita la nivelul coloanei presupune dureri și înțepeniri atât de avansate, încât necesită 3 sau 4 ore pentru ca suferindul să se poată pune în mișcare, să se poată îmbrăca. În momentul în care aceste dureri și înțepeniri, care se resimt mai degrabă dimineața și seara,
încep să se mai reducă și vă permit să vă împulneți în mișcare. Ce înseamnă, de fapt, să trăiești cu ele? Ce înseamnă, ce ne este dat, ce vă este dat dumneavoastră care suferiți de artrită să simțiți din partea picioarelor, spatelui și zonelor afectate, mâinilor, când încercați să vă puneți în mișcare? Ceea ce spun pacienții noștri este că durerile îi fac să se simtă infirmi și prizonierii bolii. Da. Ce este de făcut în caz de artrită și cum pot prelua pacienții controlul, având în vedere că nu este tocmai ușor să trăiești cu această patologie, practic îți tulbură semnificativ viața cotidiană? În primul rând, artrita este o afecțiune cronică. Cronic înseamnă o perioadă nedeterminată sau chiar restul vieții. Nu există un tratament standard, cum spuneam, o formă de vindecare completă. Și dacă a trăi cu artrita înseamnă a fi într-o permanentă stare de război, atunci eu zic să nu vă lăsați învinși și să fiți dumneavoastră cei care declarați război artritei și să vă asigurați că intrați în posesia sau găsiți cea mai bună armă pentru dumneavoastră ca să mergeți pregătit și să învingeți boala. Când spun să fim pregătiți, mă refer la a depăși acest sentiment de neputință. Și odată ce depășim sentimentul acesta, începem să găsim soluțiile potrivite. Dacă dumneavoastră urmați un tratament care nu mai dă rezultate, mergeți la medic cu atitudine pasivă și nu vă exprimați eventualele lipsa de rezultate sau eventuale neplăceri, efecte secundare, de teamă să nu puneți la îndoială înțelepciunea medicului, ei bine, să știți că și medicii au nevoie de ajutorul dumneavoastră să vă implicați în tratament pentru a vă ajuta să faceți față. Da. Dragă Gabriela, să știi că avem un telespectator care dorește să intervină în legătură directă cu noi, așa că zicem bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Cu cine avem plăcerea? Mă numesc Călin Dumitru din Vâlcea. Vă ascultăm! Am cumpărat acest laser acum în decembrie. Așa. L-am folosit pentru genunchi. Am artroză. Da, aveți mână artroză. Pentru mâini și pentru picioare, pentru tălpi. Și care au fost rezultatele? Sunteți mulțumit? Să știți că sunt mulțumit, cam 70%, 80%. Înainte nu puteam să urc scările bine și să le cobor. Acum le urc bine. Să-l folosiți în continuare. Poate veți fi mulțumit 100%. Da, păi fac mereu. Deci nu vă pare rău că ați cumpărat acest laser? Nu-mi pare rău și m-am spus și pe la vecini, am spus și la alții. Foarte bine. Ne bucurăm că acest laser terapeutic v-a fost de ajutor. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și sănătate multă. Acum, Gabriela, este momentul să luăm ce? O pauză de publicitate. Exact. Luăm o mică pauză de publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați din fața micilor ecrane. În 2-3 minuțele revenim. Din nou în direct, dragilor, vorbim despre artrită, dar și despre beneficiile laserului terapeutic. Iar alături de mine este doamna Gabriela Vâlcea, manager general la o firmă ce se ocupă cu laserul terapeutic. Nu uitați nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran 0736 502479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în legătură directă cu noi sau, dacă nu aveți curaj, ne puteți trimite mesaje la același număr de telefon. Dragă Gabriela, aș vrea să-mi spui dacă atitudinea bolnavului de artrită poate influența, să spunem, modul în care acesta trăiește cu artrita. Categoric, și îți mulțumesc pentru această întrebare, deoarece consider că nu acordăm îndelungs de multă importanță în procesul de vindecare asupra atitudinii bolnavului, celor care suferă posibil. Și dacă întrebăm un chirurg care urmează să opereze un pacient care crede că urmează să moară, să nu-i facă plăcere, deoarece acesta va avea aproape întotdeauna dreptate. Atitudinea dumneavoastră vis-a-vis de boală este foarte importantă. Chiar și studiile au demonstrat că o atitudine pozitivă îi diferențiază pe cei care au o viață plină și activă în ciuda bolii de cei care ajung să fie infirmi și să permită artritei să-i transforme în chiar să fie un handicap.
Așadar, vă îndemn să vă abonați la Optimism și Încredere, toți clienții noștri care au avut rezultate. Într-adevăr, îi unește această dorință de a se face bine și de a nu deveni prizonierul bolii. Atitudinea de a vă face bine, voința de a lupta cu boala, nu o acceptăm, încercăm să o învingem, aceștia sunt factori foarte valoroși în vindecare. Așadar, pe lângă o atitudine pozitivă, studiem și problema pentru că vrem să înțelegem cât mai bine boala cu care ne confruntăm. Artrita, cum spuneam chiar la început, e o boală veche, afectează oamenii, animalele din totdeauna, chiar și la dinozauri a fost cunoscută, găsită. Și atunci o problemă pe jumătate înțeleasă este, o problemă înțeleasă în totalitate este pe jumătate rezolvată. Deci, studiind boala, putem să o depășim mai bine și cel mai important lucru, dumneavoastră trebuie să vă alegeți tratamentul sau cel puțin să vă implicați în alegerea lui. Da. De ce este laserul terapeutic, să spunem, tratamentul ideal împotriva durerii date de artrită? Alegerea tratamentului ideal. După cum spuneam, nu există unul standard sau de vindecare completă pentru artrită. Deci alegem ce este bine pentru noi, ce ne face nouă bine. Ne bucurăm că laserul nostru terapeutic a reușit să ajute peste câteva mii bune de români și peste 250.000 de oameni în lume. Face diferența dintre tratamentul ideal, face diferența dintre o viață din plin sau prizonierul durerii. În medicină știm foarte bine că uneori când ni se prescrie un tratament, acesta ajunge la un moment dat să nu mai funcționeze, să nu mai dea rezultate și atunci medicii nu au prea multe variante și fie măresc doza, fie ne dau un alt medicament. Dacă la acum câteva zeci de ani medicina alternativă era exilată la periferia medicinei, astăzi ea este o parte majoră din tratamentul artritei. Pacienții se uită la soluții non-medicamentoase. Desigur, au fost situații în care ei nu, soluțiile astea au promis luna de pe cer, dar n-au făcut decât să le golească buzunarul sau chiar să le aducă și anumite pericole. Și atunci, aici e important să studiem. Laserul terapeutic este soluția ideală pentru cei care vor să se trateze cu tehnologie laser acasă, din confortul casei lor, pentru că se pune direct pe piele, lucrează din exterior spre interior. Artrita se localizează la mai multe articulații, punem pe toate articulațiile care dor și se aplică direct și perpendicular și ce face? Stimulează organismul să se refacă și să inițieze reacții de refacere. Da. Gabriela, să știi că avem un alt telefon și spunem din nou bună ziua. Alo, bună ziua! Salut, mâinile! Cine este la capătul celălalt al firului? Mă numesc Ștefan Tiberiu. Da. Sunt din județul Hunedoara și aș vrea să vă mulțumesc pentru laserul ăsta al dumneavoastră, care este ceva foarte bun. Am comandat două, una pentru mine, una pentru fratele meu care a dus dincolo și am încercat pe mai multe persoane și este extraordinar. Da, pentru ce afecțiune l-ați cumpărat? Cu ce aveați probleme? Eu am probleme la coloană și la șold. E ceva mai deosebit, dar problemele mai simple se chiar se tratează de tot. Folosiți zilnic acest laser? Da, deci eu l-am cam de o lună și o săptămână și mă simt foarte bine. L-ați recomanda și telespectatorilor tuturor care ne privesc acum și care poate nu au încredere în el? Tuturor le recomand, inclusiv de la mine, pe la țară, pe aici, îl recomand. Da. Vă mulțumim din suflet că ați intervenit în emisiunea noastră și ne bucurăm că acest laser terapeutic v-a fost de ajutor. Telespectatorii au încredere în acest laser și bineînțeles, dacă stăm și ne gândim, el nu este o achiziție, ci o investiție pe termen lung. Mai mult, poate fi folosit în numeroase afecțiuni de către toată familia, iar dimensiunile sunt ideale pentru poșeta doamnelor, să spunem. Da. Și astfel putem să ne tratăm tot timpul și să nu întrerupem tratamentul și să mergem unde avem nevoie. Lucru foarte important. Cum reușește laserul să învingă această durere păcătoasă dată de artrită?
Eu vreau să mă adresez telespectatorilor care poate suferă de artrită și nu au reușit să-i facă față să găsească acel tratament ideal, pentru că probabil ei au simțit o dezamăgire cu soluțiile tradiționale care au fost recomandate. Și dezamăgirea care vine cu soluțiile pe care medicina le oferă în mod normal îi determină pe oameni să se uite la opțiuni la care nu s-ar uita dacă ar fi sănătoși. Laserul acesta terapeutic, eu aș vrea să-l vedesc ca cea mai avansată, pentru că este cea mai avansată tehnologie, cea mai bună armă pe care o puteți avea la dispoziție pe termen nedefinit. Noi dăm o durată de viață de 10 ani, dar poate să dureze și mai mult dacă îl îngrijiți bine, cu care să puteți face față acelor atacuri pe care artrita, episoade de durere, vi le oferă. Și astfel nu veți mai fi luați prin surprindere sau va trebui să stați la pat. Faptul că vor veni acele episoade este o certitudine, numai că dumneavoastră le declarați război și reușiți să le învingeți pentru că luați această soluție pe care o aveți la îndemână. Poate fi folosit laserul de mai multe ori, să spunem, în decursul unei zile? Da, ce întrebare bună, că fix pacienții cu artrită întreabă foarte des acest lucru, deoarece problema lor este veche, e greu de rezolvat, necesită tratament mult timp și întreabă dacă trebuie să întrerupă. Și da, categoric poate să fie folosit, nu provoacă reacții adverse, nu provoacă contraindicații, nu există efecte secundare. Un lucru atât de important, deoarece caracteristic artritei este faptul că inflamația cuprinde tot corpul și durerea îi epuizează pe artritici. Și nu vrem să încărcăm corpul, să-i dăm și mai mult de furcă cu efecte secundare. Da, luăm un alt telefon și să auzim cine este de această dată la capătul celălalt al firului. Bună ziua! Alo! Bună ziua! Să română! Cine sunteți și de unde ne sunați? Vă sunt din București, mă numesc Popescu Mircea. Am cumpărat și eu aparatul ăsta minune. Da? Mi l-a recomandat un vecin al meu. Și am făcut o ședință două cu aparatul vecinului, care e identic cu ăsta care l-am comandat, și am comandat și eu aparatul ăsta. Am mai făcut o ședință două cu el și la ora actuală nu mă mai doare mijlocul. Deci vă durea mijlocul, da? Poftim? Vă durea mijlocul. Da, eram anchilozat în mijloc. Pentru altă afecțiune l-ați mai folosit sau strict? L-am mai folosit și la un genunchi, tot la fel mă durea, i-am dat în 4 puncte, i-am dat un pic mai mare intensitatea și acum nu mai am nimic. Merg de vorba aia, mă întrec cu toată lumea la distanță. Foarte bine. N-ați avut probleme cu acest laser să nu știți să-l folosiți? Adică să fie mai greoaie utilizarea lui? Nu. Eu sunt foarte, foarte mulțumit de el și sunt mulțumit că dacă nu era vecinul ăsta ce-l vedeam, Nea Florică, habar n-aveam. Și pe urmă m-am uitat la televizor când am ajuns acasă, din întâmplare, am dat pe Edno și tocmai era reclama la aparatul ăsta. Așa. Nu mi-a venit să cred și am luat numărul de telefon, am sunat și l-am primit. Vă mulțumim din suflet că ați intervenit astăzi în legătură directă cu noi. O zi frumoasă în continuare. Sună telespectatorii să vă mulțumească după ce primesc acest laser și după ce constată că într-adevăr efectele sunt pozitive și nu le spunem practic aici povești, decât adevăruri. Da, chiar sună și ne bucurăm tare mult. Să știți că tot ceea ce facem, facem cu afecțiune și chiar reflectam la lucrul ăsta zilele trecute când m-ai sunat să mă inviți la emisiune, mă pregăteam, zic ce o să spun eu pacienților nou, ceva nou despre artrită. Și asta vreau să vă spun, că ceea ce facem, facem cu dorința de a vă ajuta. Să știți că și în dicționar cuvântul a iubi e înainte de a vindeca și cum nici măcar să te simți mai bine dacă nu să te vindeci, măcar atâta lucru. Dar în momentul în care dumneavoastră aveți deschiderea să încercați soluții noi, cu siguranță vor veni și rezultatele, cu siguranță cu această soluție pe care noi vă punem la dispoziție. Și dacă tot ai amintit de rezultate, ce rezultate
au avut cei suferinți de artrită, rezultate, bineînțeles, datorită acestui laser terapeutic. Știu că ești și unic distribuitor în România acestui laser. Rezultatele sunt demne de menționat. Cu fiecare suferin care a reușit să-și rezolve durerile, reușim să împărtășim, pentru că laserul lucrează cu sursa durerii, cu materialul dumneavoastră al clientului. Există rezultate spectaculoase când vine vorba de dureri vechi, dureri noi. Trebuie să chiar să căutați părerile clienților noștri. Pe scurt, clienții noștri suferinți de artrită reușesc cu ajutorul aparatului să obțină articulații mobile și nedureroase. Ce sfat le poți oferi, să spunem, telespectatorilor noștri suferinți de artrită pentru a duce o viață fericită în ciuda acestei boli dureroase? Eu am observat că noi suntem mai mult decât corpul nostru și în momentul în care durerea fizică ne invadează, acest lucru ne copleșește și nu mai reușim să mai vedem lucrurile bune din viața noastră. Putem cu ajutorul laserului să rezolvăm durerea fizică. Artrita nu poate să fie încă vindecată, în schimb, puteți să rezolvați durerea atunci când apare să-i faceți față. Pentru a fi cu adevărat fericiți, sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare, dar eu am observat că dacă mâncăm sănătos, ne simțim mai bine, facem un pic de mișcare și luăm și cea mai bună armă care să ne ajute să învingem războiul pe care îl declarăm noi, artritei, și nu artrita ni-l declară nou. Da. La ce ar trebui să fim atenți atunci când cumpărăm un laser? Când cumpărați un laser, trebuie să fiți atenți la prospect, la manualul de instrucțiuni, la mecanismul acestuia, deoarece achiziția aceasta presupune să investiți o singură dată o sumă pe care eu știu că în mod normal dumneavoastră nu o alocați ca să vă luați tratamentul pentru durere. În schimb, nu veți mai cheltui alți bani, vă puteți trata eficient din confortul casei dumneavoastră. Mecanismul laserului face diferența. De ce dăm pe acest instrument banii, prețul pe care îl are, comparativ cu orice altă sursă de lumină, pentru că laserul e o sursă de lumină. Această lumină nu se regăsește în mod normal în natură. Chiar și lumina de la bec e o sursă de lumină, însă fotonii acestuia merg în toate direcțiile. Laserul este o formă de lumină direcționată, monocromatică, care ajunge fix acolo în profunzimea articulației și s-a descoperit că țesutul nostru o absoarbe și o transformă în energie biologică și luptă cu durerea. Ce ar trebui să simțim atunci când aplicăm acest laser terapeutic? Cum știm că ținem și folosim laserul așa cum trebuie? Da, de multe ori oamenii se tem ca nu cumva, dacă se simt mai bine, să fie din cauza efectului placebo, care nu este valabil. S-au făcut 5 studii clinice care au demonstrat că rezultatele tratamentului sunt egale cu antiinflamatoare puternice, pentru că tocmai asta e, când îl punem direct pe piele, posibil să nu simțim nimic. Deși suferinții de artrită nu au prea cum să nu simtă nimic, ei remarcă diferența și își dau seama că articulațiile lor sunt mai mobile, durerea se reduce semnificativ și destul de repede, în 3-5 ședințe, astfel încât să fie motivat să continue. Doar dacă nu reușiți cu aparatul să prindeți sursa durerii, posibil să nu aveți rezultate rapide, și atunci e bine să intrați în directă legătură cu noi, să facem noi câteva recomandări care să vă ajute să faceți tratamentul mai eficient. Unde pot găsi cei de acasă laserul despre care am vorbit? Vă invit să intrați pe site-ul nostru sau cel mai bine să ne sunați, că vrem să vorbim cu dumneavoastră, să știm ce vă supără, la numărul afișat în pauza publicitară. Da. Dragă Gabriela, am ajuns la finalul acestei prime părți din emisiunea noastră. Îți mulțumesc că și astăzi ai făcut timp să fii alături de noi, dar știi deja că săptămâna viitoare ești din nou invitata noastră. Îți mulțumesc tare mult de invitație. Dragilor, urmează o mică pauză de publicitate, dar să nu plecați din fața micilor ecrane. Imediat după pauză vorbim despre două produse premium, produse folosite în bolile osoase. Luăm publicitate și revenim imediat.